armata României a fost întotdeauna un garant al unității naționale și al integrității teritoriale a țării. De-a lungul timpului, de-a lungul secolelor, și în secolul 18, și în secolul 19, și în secolul 20, armata României a avut un țel suprem, acela de a apăra țara. Și nu trebuie să uităm contribuția armatei României la războiul pentru independență, în 1877-1878, la primul război mondial, îndeosebit din anii 1916-1918, și cea mai importantă contribuție a avut armata României în cel de-al doilea război mondial. Faptul că astăzi, pe 25 octombrie, sărbătorim ziua armatei României, se datorează luptelor duse de armata României în cel de-al doilea război mondial și faptul că acum 65 de ani, deci în urmă cu 65 de ani, ultima groază din teritoriul României, Ardealul de Nord, a fost dezlăbit de sub ocupația hitleristo-nordistă. Sacrificiile României au fost deosebite și, de asemenea, sacrificiile armatei române au fost mari. Au făcut 5 de armate române acolo unde, conform conceptului actual de apărare, sunt obligați să-și desfășoare activitatea. Nu întâmplător, vicepreședintele Statelor Unite, în discursul său ținut recent la București, a lăudat armata română. A spus un lucru pe care dumneavoastră cred că l-ați remarcat imediat. Costașii români luptă necondiționat. Fiecare soldat american este mândru să lupte cu ostașul român. Pentru că ostașul român este foarte bine pregătit. Am redat aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce a spus vicepreședintele Statelor Unite. Și eu nu cred că este o apreciere gratuită. Când am fost până în Codul Domnului în Rusia, în 42, când 42 eu am plecat ca voluntar în regimentul 21 Artilerie Slatina Olt, după perioada de instrucție, ne-am îmbarcat. Voi vedeți oameni politici ce salută aliații noi, copii care sărută părinții și frații, am devenit slabi.
Și de asta ne conduc alții, câți dintre voi aud cum plâng acum sârbii și croații. Dacă aș fi România, striga Iugoslavia. Ce s-a întâmplat cu tine, verișoara mea? Aș vrea să-mi iau înapoi fica Basarabia și s-o strâng la piept alături de Republica Moldova, sora mea, hai să ne ținem de mână, pentru că toți suntem la fel și avem limba română. Nene Iancule, cântă-ne, noi suntem români. Amintește-ne că suntem aici în vest stăpâni. Sunt câmpiile noastre și munții tot ai noștri. Eu nu înțeleg alții ce caută, plecații morții voștri, parveniților. Voi chiar credeți că am uitat cu ce v-ați ocupat și cine sunteți de fapt? Nici o măicuță n-a spălat cămășile ce s-au pătat pe câmpul de luptă cu sângele vostru vărsat. Așa că degeaba vreți să fiți voi stăpânii lumii, pentru că noi românii nu ne-am uitat străbunii. Nici tu, nici eu nu suntem fii de senatori sau deputați. Suntem fii ai bravilor soldați care ne-au zis luptați voi. De ce vă lăsați dacă sunteți ca noi? Nu vă mai temeți, vom câștiga gloria în război. Nici tu, nici eu nu suntem fii de senatori sau deputați. Suntem fii ai bravilor soldați care n-au fost uitați voi. De ce vă lăsați dacă sunteți ca noi? Nu vă mai temeți, vom câștiga gloria în război. Mă întreb de ce vă bate joc de această țară frumoasă, conducători lași. Ce n-ați privit în urma voastră, ați uitat de neamul nostru creștin. Ne-ați vândut la străini, străbunii mei nu le-ar fi dat nici măcar un strop de vin. Și venind, de ce să mă închin la bani când am dat atâta timp cu Dumnezeu, care m-a binecuvântat și mi-a fost aproape mereu. Aproape la greu, tu de ce taci, îți faci alias doar din interese? Sau mai bine zis, de ce ne pui să ne sărutăm cu toate curvele perverse? Când știi și tu că ești român și că nu le pasă de tine în mine, crește ura pentru toate națiunile meschine. Nu e bine, îmi spune mama mea, dar e bolnavă țara mea ca și ea. De ce tot facem compromisuri când Europa nu ne vrea? De ce să fim așa? De ce să stăm noi cu capul plecat? Când zine întâi cu ai mei, dar până atunci trebuie să trec de mâncare aproape inutilă, masa de prânz de după trei. Mai am câteva luni, sunt din vechea gardă. Ăștia devin acum parcă tot nu vor să creadă ce se întâmplă. Pistoale la stâmplă și amenințări, tactici comuniste, ostate și mustrări, hărți ale războiului. Dorul de tine, chinul din mine, ce se ține sunt doar umbre ale ecoului. Eu plecasem voluntar cu vecinul de aici, cu Ion Bălăceanu, care ăsta a rămas pe front în cotul Domnului, cum spusei. Acolo când am venit în retragere, noi ne-am prins un compartament pe drumul. Nu-i cred că vine gospodarul. Let's go.